Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Ce mai faceți cu ocazia acestei luni pline? Care a fost ieri, da, știu. Vin cu o etalare colectivă, o să mai fac etalări, dar trebuia să fac ieri. Însă, evenimente neașteptate mi-au dat peste cap programul. Nu știu la voi ce s-a întâmplat, o să încercăm să mai facem, adică nu că o să încercăm, o să încerc, vă rog, susțineți-mă cei care vreți să mai fac în seara asta o etalare la alegere. Dar vreau la nivel colectiv. Un colectiv. Cine nu rezonează, ok, poate să iasă liniștit, fără ranchiună și fără energie negativă din acest spațiu virtual. Ascultați cei care simțiți că rezonați. Ascultați la început și vedeți dacă vi se potrivește. Poate să vi se potrivească o perioadă și apoi gata. Calmați-vă, fiți. Încercați să vă păstrați vibe-ul pozitiv. În timp ce am amestecat aceste cărți, au venit patru de cupe. Aș putea să zic că e o ocazie pierdută. Cineva a oferit dragoste, împăcare, vindecare, prietenie la un moment dat cuiva care simt că din cauza unor prieteni sau unei vieți poate de huzur sau irosită cu emoții. Uite, cu cineva care mânca, ia uite, acum văd șoricei, cu personaje, situații, un stil de viață care efectiv i-a irosit energia emoțională. Acest personaj era plictisit. Plictisit de viață, de prieteni, de distracții. S-a distrat și tot nu s-a simțit suficient de împlinit, împlinită. A venit asul de cupe. Într-o anumită formă, variază de la situație la situație și totuși n-a fost suficient de deschis, de deschisă. Interesant este că patru, totuși, o energie stabilă. Nevoia de stabilitate există. Probabil că după un timp a simțit, pentru că se vede o schimbare, am mai vedit alte cărți, a simțit sau simte, acest personaj simte nevoia de schimbare. Eu știu, o să mai vedem ce alte mesaje susțin. Cred că s-a gândit totuși, cred că a selectat, pentru că patru de cupe pentru mine înseamnă și selecție. A selectat, a stat, s-a uitat, a meditat sub pom, sub, eu știu, pe canapea, undeva în natură, în parc, oriunde. A meditat și s-a gândit, mă, parcă totuși era altfel, parcă totuși cupa asta nu-i ca celelalte. Și apoi, după un timp, adică în această perioadă, după un timp, în această perioadă, acest personaj simte nevoia să schimbe ceva în viața sa. A ajuns la concluzia. Nu văd încă eremitul sau, eu știu, alte cărți care să-mi susțină această analiză, dar așa simt că s-a gândit că e cazul să schimbe energia. Ori voi, dacă ați oferit cuiva și persoana respectivă v-a respins, v-ați hotărât să schimbați energia, să vă reconstruiți viața și ați luat o hotărâre bruscă. Cavalerul de spade, gata, îmi pierd timpul, ofer cui nu merită. Sau, dimpotrivă, persoana respectivă, vedem cum se așează mesajul în viața unora, sau acest personaj care a refuzat inițial, se gândește, stai, stai, băi, ce fac? E în fața mea, asul de cupă și eu ce fac? Ia să mă duc valvârtej. Cavalerul de spade. Ia să mă duc valvârtej să comunic. Într-un mod neașteptat nu contează să comunic ce? Că vreau să construiesc, că vreau să lucrez, că vreau să mă implic. Vreau să ofer ceva în această reconstrucție, în această prietenie, în această, eu știu ce, parteneriat, prietenie, dragoste, ce ar putea să fie, da? Vreau să schimb energia, vreau să intru în mișcare și începe cu cavalerul, se termină cu roata norocului. Ambele reprezintă mișcare. Iute, iute. La capătul setului de cărți, 3 de băte. Poate e o situație care implică drumuri, pentru că este o distanță între voi și cineva, între acel cineva și voi tot ai schimba exprimarea, e o distanță. Niște drumuri de făcut și poate din cauza acelor drumuri comunicarea dintre voi nu a fost atunci, la momentul respectiv, eu știu, cea mai, eu știu, grozavă, dar cu trei de bâte există un soi de speranță că parcă s-ar putea construi ceva. O să mai vedem. Setul de cărți pentru situația generală aduce în prim plan Nebunul și regele de spade. Iar acum, da, cineva s-a gândit că e cazul să o ia de la zero, să încerce, să riște. De obicei, regele de spade nu riscă, dar își face strategii, se gândește, adică nu e chiar
nebun, în spatele nebunului e o strategie. Pare riscantă, pare ciudată, pare copilărească, pare de necrezut. Dar e o strategie în spate. De aia zic că există o gândire, o meditație în spatele impulsivității. La capătul setului de cărți, 9 de monede. Ar putea să fie, pe lângă meditație, și motivul. Motivul ar fi dorința de independență sau un personaj independent. Preîmpărăteasa și împăratul. Cineva vrea să stea alături de un alt personaj puternic. Doi oameni foarte puternici, iar patru. Probabil patru de cupe. Da. Care inițial, da, 7 de monede, a lăsat acea ofertă un pic în stand-by, în așteptare, pentru că era foarte rănită. Împăratul fiind o persoană încăpățânată, cum am zis, că tot am vorbit de patru, hiperselectivă și se pare că a avut motive. Că, nu. Dar dezamăgirile pe unii îi înrăiesc, pe alții îi îmbunează, îi înțelepțesc. Hai să vedem totuși situația generală. Scurtuleț. Un colectiv, situația generală pe care o trăiesc. O să facem, tăiem, hai, odată, de două ori. De trei ori și tăiem. Iar 9 de monede. Independența sau un personaj independent care inspiră la independență. Situația generală despre care vorbim. 8 de cupe. Luna. Secrete, confuzii. Probabil ceva, că tot e semnul racului. Încă mai e, da? Încă mai e. Influența acestui rac se simte în povestea pe care o trăiți, o trăim, nu știu. Dacă e frumoasă, sper să fie și a mea. Da, luna. Și, 10 de bute. Asta e. Dar e bine că e 10, că e schimbare. Se schimbă o situație. Cineva, o voi, eu știu. Situația se schimbă. Dacă a fost detașare emoțională din cauza unor confuzii, din cauza unor lucruri pe care voi nu le-ați știut, această detașare emoțională aduce o apăsare, un consum de energie. Pentru că este falsă. E ca și când ți soarele îl acoperi, eu știu, cu nori. Câți nori ai nevoie ca să acoperi un soare, nu? Ca și când pui o flacără sub, eu știu, o mobilă, ceva să o ascunzi, la un moment dat se încinge mobila, arde, da? E o situație foarte neplăcută. Dacă cineva nu s-a implicat, am zis, în relație cu voi, din cauza fricilor, confuziilor sau a unor situații, chestia asta apasă, consumă și se dorește eliberarea de acest consum de energie. Ia uite, regina de cupe, care ar fi motivul? Dragostea, măi. Regina de cupe, mama, da? Și asul de monede. Se dorește începutul, ia uite, și comunicarea și călătoria într-un mod neașteptat, aș spune, cu trăsnetul, 8 de bute. Și dacă e distanță, se dorește parcursă. Acum, poate să fie și un nou început pentru cineva, că e un as, eliberarea voastră. 8 de cupe, detașarea de personajul care a fost confuz, care v-a consumat energia, sau acel personaj să îndrăznească. Vedem. Hai să totuși să clarificăm luna. A venit invers. Ia uite, marele preot și 10 de spade. Alți 10. Aici sunt confuziile cuiva. Cineva a fost trădat în familie și familie înseamnă foarte mult, poate să fie căsătoria cuiva sau familia din care vine. În felul în care a fost educat, a fost prost educat, a fost direcționat într-un spațiu mental foarte negativ. Și aici sunt fricile, confuziile cuiva, care acum în relație probabil cu voi sau voi în relație cu cineva, vă dați seama că ce am făcut? Că nu merge. Interesant, marele preot invers. Aveți semne de apă, pești, drac, scorpion, foc, berbec, leu, săgetător și aer. Am văzut și mai devreme aer. Taur.
Aer, geme, balanță, vărsător și taur. Acum, iar, faptul că a venit Marele Preot invers este un personaj care este lipsit de spirit divin. Este fai, efectiv, a fost orbit, să sperăm că se transformă. Nu știu, după 10 e o încheiere de ciclu. Dar probabil faptul că a venit 10 de spade invers, cu acest Mare Preot invers, 5, iar schimbare, cine în această situație are nevoie de multă implicare ca să schimbe această programare? Și în primul rând programare vine pe filieră maternă, în relație acasă, în familie, în relație cu mama sa, Luna, a învățat acest fel de a fi inconștient, a fost orbit de cuvinte, a fost, ia uitați imaginea, a fost orbit de cuvinte, poate să fiți voi, poate să fie altcineva, de false religii, că nu-i bine să faci nu știu ce, că nu-i bine să faci nu știu ce, sau din potrivă, domne, nu există Dumnezeu, o să faci ce vrei în viață, ție să-ți fie bine, chestii de genul ăsta. Sunt multe variante, vom mai vedea. Dar asta e situația cu care aveți de-a face. Poate cineva care este căsătorit și a călcat pe lângă sau a avut parte de oameni care i-au trădat în căsnicie. Vedem. Ia uite. Valetul de monede. La capătul setului de cărți apare un soi de renaștere, valetul, de o atracție. Apare o atracție pentru ceva. Interesant, trezirea lui Kundalini în relație cu un personaj victorios care aduce schimbarea de două ori fluturele. Schimbarea, pasiunea, wow, adevărul, wow, ce frumos. Astea urmează să se manifeste dacă se depune efort de eliberare și de reconsiderare, să zic. Reconsiderarea fricilor care vin, repet, în familie, prin educație, prin tradiții, prin, lipsa de stabilitate. Hai să vedem. Uf. Unde sunteți voi, nu? Nu știu, vă veți găsi poziția. Asta e situația cu care aveți de-a face. Nu, hai să facem altfel. Care e energia voastră și, așa, ca să stabilim, energia voastră în această situație și energia situației sau persoanei. Că în situație este și o altă persoană, da? Clar. Că-i familie, că-i căsnice, că-i colaborare, aici mai este o altă persoană. Hai să vedem. Energia voastră în această situație. Vai, ce frumos! Ca mine, sunteți tigri ca mine. Aveți o putere excepțională. Treceți prin spații și fizice și virtuale cu puterea voinței și aveți în spate. Aveți în spate un ajutor divin special care trece dincolo de religie. Aici e Shakti. Chiar dacă sunteți creștini, aveți niște spirite înalte care vă susțin. 3 și cu 4, cât înseamnă brei. Mai zic și o brei și nu vă supărați. 7, da? Faetonul. Vă doriți să mergeți mai departe. Ați trecut prin această situație? Ați fost treziți? Și vă vedeți de drumul vostru că faetonul merge către stea, către vindecare, către misiunea asta. Aveți o forță excepțională. Dorința, nu-i dorința, este voința. Aceasta în relație cu un personaj care părea un bun companion, de era într-un întuneric, a rămas în întuneric personajul, probabil, a rămas în întuneric, urmărindu-vă. Hai să vedem cealaltă persoană. Poate sunt două personaje, nu știu. Da, hai să vedem măcar încă un personaj. Cu cine aveți de-a face? Iar, am mai citit odată la Zodia Balanța cu o lună, două, trei, nu mai știu, orca. Această carte
implică o poveste foarte tristă în copilărie, niște traume pe care personajul, de care am zis, de care personajul ar vrea să uite, poate că le-a și uitat în aparență, dar știți voi, subconștientul lucrează, mai ales cei care ați mai citit ceva psihologie, subconștientul lucrează. Traume mari emoționale, oameni care au fost forțați de familie să se căsătorească, să adopte un stil de viață nesănătos, contra voinței lor. Și încearcă să-și, apropo de trei de cupe, să-și atenueze acea durere prin prieteni, false prietenii, prietenii de duzină, surogate, da? Orca. Și a venit tasul de cupe, cum am arătat mai devreme. Ia uite, interesant, faetonul. Aici este încă, acest personaj trebuie să se trezească. Clar, uite, trăsnetul este în preajmă, să se trezească. Și, nu știu, se va trezi la un moment dat. Se va trezi. Va merge, ia uite, își va schimba energia, va merge către stabilitate, va merge. Acum, nu știu dacă în ritmul vostru, dar ceva se întâmplă în această perioadă. Faetonul implică călătorie, distanță, decizii și călătorie. Călătorie care se va finaliza victorios mai devreme sau mai târziu, dar am zis, depinde de unde pleacă. Voi sunteți departe, la un nivel, ia uite, 3 și 4, vedeți? 3 și 0, apropo de 0, da? Ei trebuie 3, ce înseamnă creația, apropo de 3 de monede? Ei, acest personaj. Poate sunteți voi, nu știu. Cine e aici? Trei. Trebuie să-și construiască o nouă lume. Personajul de aici deja și-a construit stabilitate. Este trei și patru, împăratul și împărăteasa, doi într-unul sunteți. Uite, am fior când spun. Sunteți și feminin și masculin în funcție de cum e nevoie. Wow, ce frumos! Și vă ascultați și intuiția. Aveți putere de decizie, putere de acțiune. Ei încă nu. Dar, simt că pot fi influențați într-un mod foarte subtil prin comunicare, poate telepatică, poate emoțională, poate muzică. Încă pot fi influențați, dar acea influență, am spus, pentru că trebuie să fie delicată pentru unii. Ar putea și efectele să fie pe termen lung. Nu știu, rămâne în timp ce vorbesc. Sunt, ia uitați, apropo de influențe. Vorbeam de acest personaj, sunt niște influențe negative, da? În preajma acestui personaj. I-a fost afectată încrederea în el, în ea. Și acționează haotic, acționează ca un... Ați văzut video? Eu mă uit la videoclipuri cu animale. Când vreau să râd, uneori ajung și la câte unul, câte două, câte trei, la care plâng. Era un videoclip cu un cățel care fusese bătut, 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 bolnav, slab, murdar, plin de bube. Și au venit să-l salveze și oamenii, da, personajul care s-a apropiat, a vrut să-l mânghe, efectiv urla, urla de frică. N-a apucat să-l mângâie. De la distanță. Faptul că îi simțea aura și simțea că vine mâna înspre el, credea că o să fie iar bătut, o să fie iar agresat. Efectiv, urla. Pe urmă, când a văzut că e mângâiat, cu răbdare, cu tandrețe, a renunțat să mai plângă și încet, încet, încet și-a căpătat încrederea, s-a lăsat în voia acelei mâini divine, apropo de asul de cupe. Probabil că vreți să vindecați pe cineva. Ați putea, dacă vreți, dacă vreți. Interesant că vorbesc de mâini. Probabil aveți multe mâini, nu doar ale voastre, și prin voi lucrează diferite spirite înalte. Sau aveți multe tactici de întrajutorare, să zic. Hai să vedem unde sunteți voi, da? În această situație. Împărăteasa, ia uite, împărăteasa, dragoste necondiționată. Bine, necondiționată, dar asta nu înseamnă că acceptați orice, da? Dragoste. Mama răniților. Împărăteasa. Ia uite, 10 de cupe. În preajma voastră toată lumea se simte bine. Ia uite.
Toată lumea se simte stabilă, toată lumea se simte vindecată, aveți un fel de a comunica din suflet care alină și animale și păsări și oameni. Unde sunteți voi? Unde sunteți voi cu o carte? Doi, trebuie să vă gândiți, merită? Deci voi ați fost puși în așteptare. Unde sunteți voi? Pentru că ați oferit, interesant, cu aceste mâini, poate că le-ați oferit ajutor de multe ori. Ia. Interesant. Au venit 4 cărți. Bine, să stai, nu să pun pauză. N-am reușit încă. Îmi vine să strănut. Probabil că simțiți nevoia să vă eliberați, clar, cu aceste decizii. Simțiți nevoia să vă eliberați. Posibil, poate chiar, dacă unii dintre voi, interesant, și voi ați trăit situații asemănătoare și voi ați fost influențați de familie, de religie, de mamă, într-un mod negativ, acum v-ați recăpătat imaginații, i-ați iertat, asta nu înseamnă că nu iertați, i-ați iertat, voi ați lucrat cu voi, ați crescut. Ați recunoscut șablonul și ați vrut să-i vindecați. Dar trebuie să alegeți. Ce faceți? Aveți de ales. Eventual, între a oferi în continuare sau a risca. Interesant, 9 și cu 1, 10. Și nebunul pe care l-am văzut mai devreme și 3 de cupe. Aș spune că din mediul prietenilor, din preajma prietenilor, ar fi cineva care iese în evidență în relație cu voi. Simțiți că se poate, din prietenia aceea, se poate crea ceva special. Special. Și atunci ar fi și la voi o alegere. Să riscați, să riscați zero, să începeți, da? Să vă detașați 8 de cupe de toată acea poveste încărcată care v-a consumat. Un personaj e frică de Dumnezeu, e frică de spirit, e într-o confuzie spirituală și mentală atât de mare, vă dați seama că cine știe cât îi trebuie. Și vreți să mergeți, în primul rând, înspre 9 de cupe, să vă recăpătați puterea, să vă respectați, să vă iubiți, o voi oricum vă iubiți, dar știți că, dacă ascultați înregistrarea cu apa, înțelegeți, apele trebuie să stea, să fie dăruite pământurilor fertile. Nu celor care absorb sau, din potrivă, nu absorb nimic. Ați risca într-o nouă direcție. 9 și cu 1, 10. Acolo probabil știți că se poate comunica. Chiar dacă e interesant turnul. În separare de... Mai, ori o separare de balanță, că e Venus aici și avem balanță și trăsnetul, probabil, unii dintre voi trebuie să vă separați de o balanță și să vă simțiți bine cu prietenii voștri și să vă recăpătați stima față de voi, felul de a comunica din suflet și acolo veți întâlni oameni care vă ascultă măcar. Până la dragoste o mai trăi și o mai vedea, dar măcar vă ascultă și apreciază și se bucură de ceea ce oferiți. Nu ca acel personaj. Pentru unii dintre voi, există un personaj care vă iubește, într-adevăr, regele de cupe. Dar sunt niște probleme financiare care pun povestea în așteptare din cauza unor chestiuni legale destul de mari. Justiția. Chestiuni legale destul de mari. Justiția, trăsnetul. Acele chestiuni, de fapt, vă separă, nu altceva. Interesant că acest set de cărți a venit acum, în acest format. Deci, dacă ar fi să alege să vă separați de povestea aceea neplăcută prin care ați trecut, întâlniți-o alta, pentru că voi atrageți, aveți puterea de a vindeca și vă întrebați, dar de ce atrag? Pentru că asta e misiunea voastră, să-i vindecați pe ceilalți, ca și mine, da? Însă în această poveste există potențial, probabil, la fel, puteți să alegeți. Sau trebuie să alegeți. Voi știți ce veți alege. Însă la acest capitol,
niște situații care implică legea. Hai să vedem ei unde sunt. O situație la nivel colectiv în această perioadă. Orcan. Ori interesant, iar poate această poveste se referă la ce am spus mai devreme, la această zonă, personajul care a fost crescut în lipsă de spiritualitate, de credință, de stabilitate, de angajament, de responsabilitate, da? Interesant ce simt acum, apropo, somnul rațiunii naște monștri, da? Asta a fost direcția către care a mers acel personaj. Poate să fie chiar acest grup de cărți. Și atunci trebuie să alegeți, nu neapărat să blocați, poate să fie blocaj sau să comunicați mai puțin și să vă concentrați pe ce? Pe trei. Pe creșterea voastră, pe abundența voastră, pe frumusețea voastră, da? Oferiți cui poate să vă asculte. Nu e vorba de apreciere. Cine absorbe apa și face ceva, ce face ceva frumos, o folosește, bea, se inspiră, se curăță, crește. Ia uite, interesant, faetonul. Unde vorbeam aici? Acest personaj ar vrea să meargă. Ia uite, faetonul. Are de luat niște decizii, mai bine zis. Hai, al doilea personaj, energia lor. Șapte de monede. Are, da, energia lor. Mai vreau încă o carte. Niște situații la distanță, iar văd lumea, călătorie peste hotare. Iau, au niște decepții, au niște probleme. Vai, dar mari probleme despre care n-ar vrea să vorbească. Ar vrea să le ascundă, ar vrea să doarmă. Interesant, somnul, da? Ar vrea să doarmă. Ar vrea să se... Da, pentru că în somn se conectează la altă energie. Poate la voi, poate comunicați telepatic, pentru că văd multe cupe, poate și asta, sau comunică cu alte spirite înalte care le dau energie. Pentru că acești oameni sunt foarte răniți. 9 de spade, 3 de spade, vedeți? Și 8 de cupe. Trebuie să învețe să lase în urmă acele probleme. Probleme de comunicare, griji. Își mai fac și ei griji, pentru că așa au fost. Și nu că așa au fost programați. Pentru că nu știu unde să caute soluția. Pentru că dacă ar fi avut marele preot în poziție normală, ar fi știut că trebuie să se roage, să ducă la o biserică, la un psiholog, la voi să comunice, pentru că marea preoteasă oferă și ea soluție, oferă stabilitate, da? Marea preoteasă și arăta către împărăteasă. Nu știu de ce, probabil sunteți și, da? Dar acești oameni n-au avut credință. Poate chiar sunt atei. Și cum să găsești soluțiile? Cum? Zic, trebuie să încheie acest capitol, trebuie să învețe măcar să se detașeze emoțional prin puterea voinței lor. Sau poate inspirați voi, nu știu. Că tot am văzut 9 de monede pre împărăteasa și împărăteasa. Poate inspirați voi să-și găsească echilibru, împăratul. Ia uitați, da? Pentru că, ia uite, da? Deschid și apare magicianul. Ar trebui, la un moment dat, să se manifeste ceva nou. Ideea este că valetul de bâte înseamnă atracție fizică, înseamnă trezirea lui Kundalini, mai ales când cineva are de-a face cu Marea Preoteasă și Împărăteasa. Doi într-unul, da? Și împăratul, un personaj stabil. Victorios, 6 de bâte, puteți să fiți voi care intrați în viața lor și le atrageți atenția și comunicați, aici vreau să ajung. Valetul înseamnă și comunicare, care inspiră. Inspiră. Și inspirați să aleagă transformarea, da? Să-și găsească echilibru, să manifeste adevărul, să comunice adevărat și să se elibereze. Ia uite, de indecizii, de întunericul ăsta emoțional, probabil au de eliberat de un personaj care îi conduce. Sau și în așa alta, au și ei de ales între a trăi o viață de... În afara emoțiilor, 8 de cupe, 8 de cupe. Ei fug de emoții, fug de ei înșiși. Pentru că așa au fost învățați, acasă.
Și trebuie să aleagă, pentru că voi sunteți împărătea sa, să devină și ei împărați. Nu știu dacă veți fi împreună în această viață, dar măcar prin puterea exemplului să-și găsească echilibru. Că asta este. Roata norocului 10-10. Sunt chemați, într-un fel sau altul. Ați vorbit cu ei. Voi v-ați făcut datoria. Trei înseamnă și comunicare, din dragoste, din empatie, din înțelegere. Ce au înțeles ei? Era un... nu pot să zic, o să se supere bărbații care ascultă. Pot să zic, însă mai râde și voi, era așa un ban. Ce sistemul auditiv al bărbatului este făcut ca acele cuvinte spuse de doamne sau de femei să intre pe ureche și să iasă pe cealaltă. Cam așa era bancul. Da, în fine, glumesc. Sper că nu. Eu sper totuși informațiile pe care le-ați schimbat cu ei să inspire. Dar au de așteptat până la a manifesta prima victorie. Că și ei vor să fie victorieși. Se visează eventual victorioși. Și e dreptul lor. Poate visează că vor veni să vă impresioneze, să vă pețească, că am văzut împăratul și împărăteasa, cine știe când. Să sperăm că nu peste 7 ani apocaliptici, nici 7 ani în Tibet. Ia, uite ce drăguț, interesant. 4D. Măi, mie în general nu prea îmi place 4D monede, pentru că ține prea mult la bani. Își închipui care stabilitate doar dacă are bani, haine și mașină și casă. Ei, interesant este că vine invers. Asta nu înseamnă că nu rămâne 4. 4 rămâne, doar că este bazat pe un soi de deschidere. 4 de monede în general e închis. E ocupat să țină banii la ciorap, în fine, nu neapărat, la ciorap, la inimioară. Să investească acolo unde ți-e sufletul, nu? Acolo, sau cum era parabola respectivă sau citatul? Unde ți-e energia? Acolo le era energia la bani. Acum ideea este că renunță, da? Vor să fie deschiși. Merg înspre 3, cum am văzut încă de la început, 3 de monede. Vor să se reconstruiască. Și dacă merg înspre 3, fiți atenți, cu răbdare, 3 și cu 7, se ajunge la 10, la stabilitate. Cu alte cuvinte, vor să aibă victorie. Poate că inspirați voi să-și găsească independența, stabilitatea pe alte căi. Să investească corect, că am văzut asul de spade, da? Unde era asul de spade și... Aici, ăsta e adevărul. Trebuie să se libereze de cupere goale și să manifeste ce? Împăratul. Da? Decizii. Să blocheze oamenii care, eu știu, le stau în cale și să-și găsească propria cale. De fapt, asta este. Eu asta încerc și eu să spun pe toate căile. În fine, când îmi permite situația. Asta este energia lor, Marea Preoteasă. Ia, în secret, deja nu mai e secret, că v-am zis eu acum prin etalare, da? Marea Preoteasă mai face și tarot din când în când astrologie. Mari griji își fac, mari griji. Ar vrea, într-adevăr, să înceapă, ia uitați, să se implice în relație cu voi. Să comunice cât de mii se simt pe lângă voi, nu știu dacă vor comunica, dar vor comunica la un moment dat, nu știu când. Sau ar vrea să comunice că vă apreciază foarte mult. Dar încă nu știu ce să facă. Încă nu știu ce să facă. Da. Sunt niște probleme la distanță. Sunt niște probleme la distanță. Am văzut 3 de bâte încă de la început. Călătorii care? Trebuie smusai făcute pentru rezolvarea unor chestiuni. Energia voastră, energia lor. Hai să clarificăm... Ce veți face voi, da? Ce veți face voi? De spade. Adevărul e că voi visați la o dragoste frumoasă. Ia uite, dragoste, 2 de cupe. Ia, 8 de spade. Mai dăm o carte pe 8 de spade. Ce veți face voi? 8 de spade. Mă mir că a venit. Așa, da, măi, da, chiar mă miram. Încă o carte.
Da, vreți să blocați pe cei care v-au jucat mental, pentru că știți că i-ați lăsat să se joace. Mai mă, puiu. Hai să te las să joci, să vedem până când, că eu mă plictisesc să joc ăsta, că l-am mai jucat, nu eu. S-au mai jucat și alții cu mine, știu ce e a 5 de spade, așa că te las să te trezești. Da? Deci, în primul și în primul rând, renunțați la personajul care rămâne programată negativitate. Dacă sunt două personaje, pentru că aveți doi de spate, posibil. Da? Și intrați în transformare. În primul rând, puneți capăt, sau mai bine zis, relațiilor, da, cu oamenii programați. Suntem toți programați, dar unii vor să-și schimbe programul. Vor să-și schimbe programul mental. Mai dăm o carte pe această noapte. Posibil puneți capăt unei relații cu un personaj cu semn de marcaj puternic în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, în mod special balanță cu împărăteasa și cu 8 de spade. Da. Ia, de care v-a făcut să plângeți, care nu v-a apreciat eventual. Am zis că și voi aveți de ales. Ce veți face voi? Ia uite. Vă vindecați, mergeți către dragoste. Către oamenii care vă apreciază, care, chiar dacă nu arată mult, simțiți, pentru că aveți intuiție, măi, simțiți că vor să se implice. 9 și 1, 10. Cred că veți alege acest set de cărți. A venit așa, da? Așa a venit. De fapt, aveam 3 cărți, da? 3 poziții. Da. Interesant, vedeți cum vine, de fapt. Doi de spade, în general, este Mercur sau Marte în balanță. Unor Mercur sau Marte în balanță, orice zodie poate fi, da? Personajul acesta, care este în programele mamei, în special, către care ați vrut să furnizați dragoste, dar n-a primit, că este legat la mâini și la ochi de, eu știu, ia uitați, am zis, este orbit. Acest personaj este orbit. Este manipulat de cineva. Energie feminină. Poate să fie și soție, poate să fie și mamă. Așa? Îi lăsați în pace. Blocați cu moartea și doi de spade, clar, blocați comunicarea cu acest personaj și mergeți înspre transformare. Mergeți înspre o energie care ține de scorpion, de renaștere. Renașteți ori înspre o nouă dragoste, sau blocând acea situație. Din cenușa acelei povești, să zic, vă chemați, vă transformați în fenix și vă chemați un alt fenix. Așa simt. Că vă veți atrage un alt personaj care renaște. Poate sunteți voi care îi inspirați să renască. Hai să vedem acest personaj ce face. Da, vedeți? În primul și în primul rând trebuie să vă concentrați pe vindecarea voastră și echilibrul vostru. Și oameni care nu vă dezechilibrează spiritual mai mult decât de cauze. Hai să zic ce fac ei. Orca. Ce face orca? Ce face orca? Să știm exact cum va acționa. Deși, dați-mi voia, curățăm cărțile. Interesant, ce face? Știe, conștientizează că e nevoie de vindecare. Vă visează eventual, că asta face cel mai bine, să vă viseze. Am văzut și Marea Preoteasă. Aș vrea totuși să clarific acest 4 de monede. Clarificăm 4 de monede, de ce a venit invers. Asta este, ăsta e adevărul. Deci asta face acest personaj, sau asta simte. Simte că ăsta e adevărul lor. Trebuie să iasă din acea dorință de a avea bani cu orice chip. Probabil că era o dorință egoistă sau credeau că așa atrag atenția, dar acum vor altfel, să atragă atenția prin adevăr, prin dorința de a construi, prin eliberarea de karmă, prin cuvântare, mai mult sau mai puțin, dar cuvântare corectă. Acest personaj își dorește să comunice cu voi. Da, uite, interesant, da, 10 de spade și am tot văzut 9. A fost dat în chestiuni care țin de bani, de relații, de contracte. Poate chiar de cine. O, regele de
foc și împăratul. Poate de cineva cu marcaș puternic în semn de foc a fost trădat? Sau o figură paternă sau, eu știu, un șef sau vreo rudă cu un soi de autoritate, rudă, profesor, șef, figură paternă, foarte intensă, care le-a dezechilibrat balanța. Vedeți, balanța asta trebuie să țină apă. Asta e justiția, da? Asul de spade e aici. Însă, balanța lor, în loc să țină în cupele lor, sau cum să explic? Dar sunt două cupe, doi oameni. Doi oameni care se gândesc numai la bani. Așa au fost învățați să creadă că relațiile armonioase sunt cele în care se, eu știu, cântăresc banii. Nu. Aici ar fi trebuit să fie emoții. Minte și emoții. Și un echilibru. Și un pic de emoție și un pic de minte. Da? Ei, în locul emoțiilor, au pus banii. Și atârnă greu. Atârnă greu. Probabil că pierd stabilitate, pierd bani în această perioadă ca să manifeste adevărul, dar face parte din karmă. Și cu răbdare vor ajunge la victorie. Mai dăm o carte pe 6 de bâte. Că tot am avut aici 4, aș mai vrea să mai clarific. A, voi am stabilit ce faceți. Voi puneți punct blocajelor, celor care nu vor să se transforme, nu vor să se schimbe. Vă transformați voia nu știu câte oară, că puteți, aveți nu știu câte tactici, da? Ale voastre de transformare, vă adaptați în funcție de situație și mergeți val, vârtești către dragoste. Da, 5 de monede, asta am zis că au probleme financiare, dar pe care le vor depăși, aș spune, 6 de bâte, le vor depăși pentru că e un semn victorios. Poate că au avut probleme financiare din cauza unui personaj egoist. Posibil și asta, dar asta nu înseamnă că adevărul nu se va manifesta. Sunt două cărți totuși victorioase în această grupare, dar trebuie să aleagă cărarea, oamenii corecți, să aleagă adevărul. Cărarea care duce către adevăr, către lumină. 7 de monede. Hmm? 2 de cupe. Asta este. Am văzut aici 2 de cupe. Probabil că ei, aceștia, sunt cei de aici. O altă poveste. Voi sunteți între două povești. Și aici aveți pe cineva cu marcaj puternic, poate și voi, poate și ei, sau nu știu cine, unul dintre voi, sau poate la nivel de compozit. Marcaj puternic în Scorpion. Planete, Venus, Lună, Jupiter, eu știu ce. Pluto. Generația cu Pluto. Da? Și această prietenii, acest potențial de iubire adevărată trebuie să... sau nu trebuie. Va manifesta victorie dacă le acordați răbdare. În funcție și de alegerea voastră. Ei doresc să investească în această relație, dar au multe lucruri de transformat. În primul rând, niște chestiuni care țin de bani. Și au niște probleme financiare. De bani și de adevăr, pentru că asul de spade înseamnă adevăr. N-a apărut justiția, dar a apărut balanța, 6 de monede, da? Într-o formă sau alta, niște chestiuni care țin de contracte, obligații financiare, debite, nu știu dacă e cuvântul potrivit, sau îndatoriri, mai bine. Da. Se dorește, asta e. O anume formă, cum să explic, adevărul are și el multe fațete și până la urmă nu este incorrect când spun o anume formă de adevăr. Pentru că și spada are două tăișuri, în fine. Aș spune că să zic o formă incipientă ca pe urmă să dezvoltați mai mult. Dar e foarte interesant, vedeți? Și aici, nu, chiar sunt cărți pozitive. Aici ar putea să fie alt personaj, nu știu. Ar putea să fie alt personaj. Să nu fie cei de aici. Sau dacă și ei au experimentat o asemenea situație, să-și dorească schimbarea.
Nu știu, voi știți. Deci aici marcaș puternic în semn de pământ, fecioară, taur, capricorn. Cu ceva Marte, Venus, Lună, Jupiter în leu. Iar aspecte în semne de apă și de aer. Ideea este că acest personaj vrea să investească în prietenia dintre voi, în dragostea pe care o simt față de voi. Vor să depășească problemele financiare. Vor să renunțe la atașamentul pentru bani. La o relație karmică, interesant pentru mine, 4 de monede, adesea este o relație karmică. Familie sau, eu știu, personaje care țin de ei pentru bani, ca să manifeste victorie cu voi. Hai să vedem totuși intențiile, ce vor reuși să facă. Asta e ce simt în principiu. Ce reușesc să facă? De cupe. Nu știu exact ordinea. Aici s-a terminat cu un as de spade și gruparea aceasta începe cu un valet de spade. Se dorește comunicare. Acești oameni doresc să comunice cu voi. Poate nu vor fi la fel de expresivi ca voi, cu siguranță, dar își doresc să comunice cu voi și vor să înceapă, să zic, un nou capitol. Vor să înceapă un nou capitol, dar acest nou capitol implică iar drumuri. Drumuri care la fiecare drum, acest personaj se mai detașează de o cupă, se mai detașează de o situație. Nu, se zice de cupe, încă speră. Visează luna. Luna și 7 de cupe speră, visează la voi. Da, regele și regina de cupe. Ar vrea să vă protejeze, ar vrea să spună cu regina de spade că își doresc să-și deschide sufletul către voi sau, da, către voi, însă mai sunt niște drumuri de făcut, încă nu s-au transformat emoțional, apare de fapt prima carte, încă au multe de transformat. Vedem o carte pe 8 de cupe. De ce 8 de cupe? Probabil că le e greu să se detașeze dacă au planete în Scorpion. Știți cum e? Nu zic că nu e imposibil, că voi ați trecut, dar e greu. E dureros de greu. Și mai ales când e vorba de programe care vin din familie, și mai greu. Și știu ce e aia. Știu că lucrez la subtilități de software ani de zile. Nu știu dacă am zis bine software. Adică nu, dacă l-am folosit corect, că nu mă pricep la chestii tehnice, dar subtilități. Ia uite ce frumos, da, mă vor să se vindece. Ia uite, ambele, temperanța și asul de cupe înseamnă vindecare, da? Dar voi îi echilibrați. Am văzut mai devreme, dați în urmă, era la voi temperanța. Doi de monede și temperanța, acum apare temperanța și asul de cupe. E asul de cupe pe care l-au refuzat pentru că nu s-au simțit meritoși. Poate că au crezut că lipsa lor de educație, să zic, sau de experiență spirituală, aș mai spune mai bine zis, experiență spirituală, subtilitate spirituală, n-au înțeles că de fapt cupa aia era specială. Acum au înțeles. Dar vor să meargă către vindecare și o nouă dragoste cu voi. Cu voi, iau-te, 9 de monede pe care am văzut-o mai devreme. Preîmpărăteasa. Vor să lase minciunile, confuziile în urmă. Probabil că sunt niște chestii legale, iar regina de spade înseamnă notar, judecător, da? Și din cauza asta sunt mai defensiv, nu-și deschis sufletul. Asta nu s-a interesant. Acum văd, sau mai bine zis, simt nevoia să adaug că totuși, în spatele acestor blocaje, acești oameni și-au închis sufletul din cauza că au fost atacați de multe ori. Interesant, este un adevărat univers. Depinde de voi dacă aveți răbdare.
Ar putea să fie același univers care este aici, da? Vedeți? Aceeași textură la regele de cupe. Acești oameni vor să iubească, pot să iubească foarte mult. Probabil că nimeni nu le-a acordat încredere, răbdare. Nimeni nu i-a inspirat. Nimeni nu le-a vorbit într-un anume fel și poate doar voi ați putea să faceți acest lucru, nu știu. Dar e foarte interesant. Cam asta e. Mă, și-a zis că e scurtă etalarea. Ia uite. A zis că e scurtă etalarea. Da. Sfaturi. Curățăm cărțile. O să fac și la alegere, promis. Ieri a fost o zi atât de șoc. Șoc pentru mine. Da. Pentru voi. Descătușați amabilitatea din voi. Sunteți puternice, ia uite, sunteți, e puterea voastră. Dar sunteți și iubitoare, iubitori, cei care sunteți aici. Însă, mare lucru, interesant, vedeți? Cineva, ați vrut să oferiți dragoste cuiva care n-a vrut să primească, asta e clar, face parte din aceste de cărți. Dar aici, aceste de cărți, cum să explic, îl veți regăsi în multe întâlniri viitoare, pentru că asta este misiunea voastră, da? Persoană care vindecă inimi și aduce dragostea în viața celor din jur, însă unii se vor deschide, alții nu se vor deschide. Blocați oamenii care nu se deschid și descătușați amabilitatea voastră către cei care vă văd. Vă văd sufletele lor perechi, care vor să comunice cu voi, care vor să lase în urmă. Ia uite, poate chiar să vină de peste hotare. Interesant. Acest personaj probabil călătorește peste hotare și vrea să vină, să lase în urmă o situație care este peste hotare și să se vindece cu voi posibil. Și acolo peste hotare, când este acolo plecat, vă urmărește. Nu înseamnă că a întrerupt legătura cu voi. Vă urmărește. Poate comunicați mai puțin sau se uită pe internet, în fine. Da, sfatul. Asta e. Și arată doar ceea ce este nevoie să fie văzut. Cu alte cuvinte, învățați, că și eu am de învățat, să nu mai arătați tot, să nu mai oferiți tot de la început, oferiți progresiv. Ca să vedeți cine primește și cine nu primește, cine e merituos și cine nu e merituos. Că poate sunt oameni care ați spune la prima vedere că nu merită, dar ei vor. Acest personaj vrea vindecare. Și dacă vrea, puteți să-i oferiți. Dar cu măsură. Pentru că, vedeți, vorbesc din perspectiva celor care au lucrat în medicină, în spital. Știu ce înseamnă tratamente medicamentoase, ce înseamnă tratament chirurgical, da? Lucrurile se fac cu măsură. Vindecarea se face cu măsură. Pastilă, cu pastilă, cu pastilă, cu pastilă din 6 ore, din 12 ore, da? Depinde de tratament. Mai aplici un pansament, mai cureți cu apă oxigenată, depinde. Dar totul este cu măsură. Și aici probabil că și voi aveți de învățat măsura, apropo de mâini, în vindecare, în comunicare și în iubire. Aș spune, interesantă etalarea, până la urmă chiar a ieșit interesantă. Ne mai auzi și mai târziu, chiar dacă e noapte. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!